În următoarele 24 de ore, în nordul și în centrul țării, cerul va fi variabil, iar în sud va ploua. La Briceni și Soroca vor fi 5 grade, iar la Bălți cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 7 grade, iar la Tiraspol 8. 9 grade vor fi la Leova și Cumrat, iar 10 grade la Cahul. În capitală ziua vor fi 8 grade, iar noaptea se așteaptă până la minus 1 grad. În următoarea perioadă vor cădea precipitații slabe, ziua vor fi până la 13 grade, iar noaptea până la 4 grade. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe locuri va ploua. La Madrid se așteaptă 16 grade, iar la Paris 11. La Berlin vor fi 9 grade, iar la Londra cu unul mai puțin. 18 grade sunt anunțate la Roma, la Varșovia vor fi 8 grade, la Praga 10, iar la Viena 13. În capitala Serbiei se așteaptă 14 grade, iar la Budapesta cu unul mai mult. La București maxima nu va depăși 4 grade Celsius. La Ankara vor fi 14 grade, iar la Atena 18. La Kiev sunt prognozate 8 grade, iar la Moscova minus 1 grad și ninsori.